Moș Crăciun a inițiat anul acesta la Bârlad campania Fierou pentru o viață. Însoțit de mai multe ajutoare, bătrânul cu barbă albă și costum roșu a mers la centrul de transfuzii pentru a dona sânge, dând astfel o șansă la viață unor oameni. Moșul i-a îndemnat pe toți să facă un astfel de gest pentru a oferi speranța unor copii, părinți sau bunici aflați în suferință. Cele 7 tichete de masă în valoare de 70 de lei pe care moșul și prietenii săi le-au primit după ce au donat sânge vor fi oferite familiilor nevoiașe.